A venit momentul să facem prima modificare la mașină. O vedeți cum arată acum. Ce am ieșit și eu din casă. Voi pe vlogul ăsta o să vedeți prima modificare a mașinii, dar o să urmeze să dau adresa de livrare pentru primul element pe care o să modificăm la mașină. Și m-am gândit că cel mai ușor, ca primul element, ar fi direct să facem mașina de curse, adică să-i punem spoilerul ăla frumos. Am vorbit și am ținut să facem foarte multe chestii cu mașina. Deja am în plan aproape tot proiectul, știu cum o să arate, știu culoarea. Am ținut cont de părerile voastre. Bineînțeles, nu o să vedeți cum arată proiectul final pe vlogul ăsta, pentru că o să luăm așa ușor, 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 pentru că costă ceva. Sincer, chiar costă ceva. Dar am contactele pentru că am tot ce vreau să fac la mașină. Neapărat apăsați butonul de like și abonați-vă canalului pentru că asta mă ajută pe mine foarte mult. Hai să trecem direct la treabă. Pam pam, ia uite ce am aici. Bro, e foarte dimineață și m-a sunat băiatul care mi l-a livrat. Eu am uitat de comanda asta și îmi doream doar să dorm. Mă duc să aduc un cuțit să despachetăm asta și să vedem împreună despre ce e vorba. O să vă mint, am rămas un pic surprins pentru că nu mă așteptam să fie culoarea asta. Adică nu e culoarea mașinii, nu e nici gri, nu e nici negru, e un galben, așa, nici nu știu. S-ar putea să am nevoie de un spray la culoarea mașinii ca să pot să-l fac. Nu știu exact care e culoarea mașinii. Ok, acum că a venit spoilerul, trebuie doar să-l montăm. Cum? Nu știu. O să sun pe cineva? Da. Gata, băieți, ne apucăm să modificăm mașina în fața casei. Mergem, o luăm pe Daniel întâi, mergem să luăm și noi ceva de băut, să ne începem ziua. Uita chiar de la mașină. Iar am așteptări mari. Sper să arate bine, sper să-l montăm bine, să nu-l punem strâmb în primul rând. Și după aia să vedem ce facem. Ori luăm un spray la culoare, ori lăsăm așa până colantăm mașina. Dar nu știu cât de repede o să colantăm mașina, pentru că trebuie să-i mai iau bări, trebuie să-i mai iau praguri, trebuie să iau extensii praguri, trebuie să iau lipuri, trebuie să iau diffuser, trebuie să fie o întreagă aventură mașina asta. O întrebare pentru voi. Vreți să lăsăm astea negre pe mașină, bandourile, sau să le scoatem? Eu mă gândeam să luăm bandouri de M, doar că trebuie să le iau de la dezmembrări, care aftermarket nu pică bine. Dar în același timp sunt și 10 milioane. Așa că lăsați părerea în comentarii și hai să mergem să luăm pe Daniel să ne dea sculele, pentru că eu n-am scule, și să montăm spoilerul pe mașină. Uite, asta zic că sunt cu Wiz. Wiz o să mă ajute foarte mult în proiectul ăsta. El a avut o pisică, el se știe cu mașinile și ce modificări să-i fac, încât să nu o duc neapărat într-o zonă. Oricum, după gusturile mele, fac părere că nu o să o duc într-o zonă proastă. Asta e de văzut că pisica e foarte ușor. Deci trebuie să avem grijă, fie cu gust. Rămâneți pe canal și o să vedeți mașina. 80 de grade! Dați-vă la fața mea. Nu pot să conduc, mare de volanul. Dar Robi, deschide naiba geamul ăla. A, noi n-avem AC, noi avem GD, geam deschis. Am transpirat. Noi acum modificăm mașina în fața casei, băieți, ca să înțelegeți. Băi, e mai fun să facem asta și mai mult content, e mult mai tare decât să duc mașina undeva, dau și mai mulți bani și să mi-o modifice cineva. Așa pare mai învăț și eu. Bă, uite, ca să cobor pisica, nu trebuie să iei suspensii de 20 de milioane, trebuie să-i tai arcurile. Nu, glumesc, nu faceți asta. Vedem ce o să urmeze cu mașina asta pe canal. Nu știu dacă am zis, dar acum mergem la tata Daniel să ne spoiluiască puțin cu o bor mașină, cu o bandă. Am uitat markerul acasă. Bă, sunt prost rău de tot. Tipul vlogului, nu mașina pe parcurs, tăiem arcurile. Nu, mențiune. N-am zis că facem asta. Am zis că putem să facem asta, dar că nu o să facem asta. Cine tai arcurile la mașină? Salut, tata Daniel. Băi, a făcut tata Daniel aici ceva cu apartamentul ăsta. Ceva fenomenal. Nu-i terminat, mai avem de lucru. Deci asta e bun mașina. Uite, stai să arăt șuruburile. Asta o să intrăm pe bagaj. De 6, nu? De 6. Cum îți dai seama? Nu te mai uita. Da, bă. Bucați-vă de treabă că după aia vă pun la muncă să încărați pietre. Gata, să rămână mult, Daniel. Bun, acum să sperăm că n-am fost proști și n-am pierdut vreun șurub. Așa, dai sculele. Bagă aici asta unul, banda. Stai să credă bor mașina de asta. Și voi ce faceți, băieți? Sunteți gata să vedeți cel mai tare E36 din România? Am fost la mare acum recent și am găsit un E46 din acolo, capotă super tare, mi-a dat contactul pe Facebook de la omul ăla, dar e destul de scump. A vreo 20 de milioane cred pe o capotă de E36 cu niște venturi, bă, sincer, arată bine. Aș da banii ăștia, dar nu știu dacă pot să fac chestia asta mai ieftin. Dacă aveți vreo idee, lăsați-mi în comentarii. Și am citit comentariile de la clipuri și chiar mă bucur că vă implicați și că m-a ajutat să modific mașina. Opa, așa, gata, am ajuns și unde modificăm mașina. Scoatem și nu te vede. Au. Sculele. Am venit aici la un loc de parcare unde e locul meu, gen. Să nu mai certe oamenii. Cu piesele aftermarket e că îți mai ieftine, dar la montaj te bați un pic cu ele. L-ai pus invers, prostovanule. A, bă, nu, eu sunt prostov. Ba da, l-ai pus invers. Nu, eu sunt prostovanul. Bine la tine acolo? Nici nu știu. Împinge-l tu să fie bine la tine. Eu nici nu știu cum trebuie să vină ca să fie bine. Acum e bine la tine? Da. Chiar dacă e galben, arată bine deja, vrei să te mint? Este, este. Nu este, mai așa. A, păi l-ai împins și acum numai la tine acolo, vere. Mamă, l-am cam împins puțin, sincer. Cred că s-a mișcat, cred că s-a mișcat. Bă, și gen, aici. Mi-a căzut microfonul. Bă, deja ne-am apucat să dăm găuri în ea. Stai că nu sunt pregătit. Unde-i burgheul? Doamne, câte chestii am aici. Ia, burgheu. Și ce fac? Stai. Apăs pe el? L-ai adungă? Nu. Hai mă, că și dacă îl punem prost, măcar îl punem prost noi. Așa, deci îl bag, trebuie să-l bag 100% drept, da? 100% drept și dai puțin stânga-dreapta de el. Hai, acum lasă-mă să pregătesc pur mașina eu. Trebuie să vedem unde intră aceste găuri. Lasă-mă să pregătesc asta. Nu știu cum. Ajută-mă. Robi, cum se folosește asta? Îmbărte cu totul.
Nu fii proastă. Mi-am întors unghia, ești prost? Cred că sunt șmecher. Wow, ce șef. Bă, de ce sunt și eu alb pe mână? Hai să te explic cum am văzut eu, că mi-arătam eu un băiat. Aici ajunge bine asta. Doar că asta din spate de aici intră aici și noi trebuie să decupăm asta. Și cum tăiem noi asta? Cu portbagajul deschis sau închis? Că mie că dacă îl dăm cu el închis, mie că dăm gaură și la asta. Iei tu fapta. Și stai, nu. Și eu cu portbagajul aici, păi închide-mi și pe mână. Să punem presiune pe el. Nu, închide-mi pe mână, gen. S-au dus 2000 de euro pe mașina asta, gata, ăștia au fost banii. Ce sunt eu foarte curios cum o să se vadă în oglinda retrovizoare asta. Am întrebat 100 de români, o să dea gaura strâmbă sau nu? Hai mă, că trebuie să simt și eu unde ai dat-o. Hai să fac și eu ceva. Merge! Bă, tu mi-ai pus burghiul invers? Nu. Și a intrat robinet agresiv. Sincer, eu mi-am făcut amblou, ați văzut că am făcut și eu ceva la mașină, da? Dă-le tu. Ia, și noi am făcut găurile bine, oare? Normal ar trebui să vă gaura pe aici. Nu pot să cred că am fost atât de buni. Se fac bombe nucleare și noi nu suntem în stare să facem un eleron. Ce ar fi, trebuie să decupăm în ăsta ca să putem mânca acolo. Sau dăm gaura asta, da? Păi dăm o gaură aici cu un burghiu mai mare, unde băgăm o tubulară și facem... A, putem și așa. Și aș putea să-i pun capac de silicon. Încă ceva, nu faceți asta singuri acasă. E recomandat să-l montați într-un serviciu autorizat cu oameni care știu să facă asta. Eu sunt un om autorizat care știu să fac asta. Doamne, ăsta e Lego de oameni mari. Hai, șefule, vino cu el. Nu mai am răbdare, credeți-mă, sunt foarte entuziasmat. Este bun, este bun. Oh. Problema. Bă, văd problema. Cât de handicapat. Ai pus în altă gaură. Ai o gaură aici. Am băgat în altă gaură? Ba nu. Astea sunt gaurile pentru celălalt, ca la care se prinde în el. Nu e adevărat. Știi ce am făcut noi cu am dat găurile în ăla de se prinde în el. Păi și te-am întrebat, mă. Păi și tu ai dat la fel. Da, știu ce-am făcut, am dat găurile în astea. Oh, Doamne. Acum am alte 4 găuri în portbagaj. Doar n-am fost atenți, ok? Scuzați greșeala asta. Aia, acum n-avem ce să facem, n-avem cum să dăm andul la găuri. Cât de prost suntem, nu vine să crezi, rău, îmi pare că suntem proști. Bine că n-am apucat să și decupăm în el. Și fiți atenți, eu am vorbit cu omul de la care am cumpărat toate chestiile astea aftermarket și o să mai cumpăr niște chestii de la el. Și îmi dă așa niște detalii cu ce se ocupă. Și mi-a zis exact așa, vinde diferite elemente de tuning pentru o gamă largă de mașini. Avem produse de la diferiți producători, având un raport calitate-preț foarte bun. La noi găsiți gama premium pentru modelele precum BMW 36, 92, E90, F06. F30, F32, F10, X5, X6, Audi A6, C7, bara RS, Mercedes, bara AMG pentru clasa G, E și multe altele la cel mai bun preț. Asta mi-a spus el, tocmai să vedem cum o să vină eleronul ăsta pe mașina mea și voi alegeți dacă cumpărați sau nu de la ei. Așa, punem ăsta aici pentru că am găsit o altă tactică, o să băgăm șurubelul aici, că nu știm, sincer chiar nu știm cum să măsurăm asta. Tati, te sun eu mai târziu că stric mașina. Așa. Pe vlog. Hai să vedem gaura numărul 2. Actually gaura numărul 3 și 4, dar bă, vă faceți și voi că n-ați văzut. Acum trebuie dată gaura în centrul acestui cerc. Dacă o să ne uităm cu atenție, dar nu se vede pe cameră, se vede fix X-ul ăla. Uite, bă, mă, sunt Tarzan. Tarzan și Mowgli montează spoiler pe mașină. Avem până acum 3 gauri. Bine. Bun. Hai mă, să-l punem pe bune. De acum teoretic ar trebui să văd gaura asta, pe care o văd. Și că stăm unuț în fața camerei, uite. Ca în Minecraft. Că noi iar suntem proști, fii atent, iar facem muncă ca proștii. Șuruburile din alea în astea nu trebuie să le băgăm tot pe jos? Gen, nu trebuie să montăm întâi astea două piese și după aia să le punem pe mașină? Asta? Păi de ce montez spoilerul eu acum? Punem și noi asta pe mașină, că e destul de greu să și filmăm, ați văzut că am făcut 3 găuri. De mai bine nu le făceam. Mai am și o buză acolo la portbagaj, dar aia. Cred că e bine că așa am măsurat și acolo. E el mă galben, da. Că stă băiatul și așa. Stă, a? Stă și așa. I-am zis lui Daniel că am dat două găuri proaste. Ce-am vorbit eu cu tine? Să măsor de 10 ori și să tai odată? Cauți băta asta? Am una groasă, mare, imensă. Eu n-am. Nu, nu, lasă, hai, pleacă, pleacă, pleacă. Am mai căutat, Daniel. Dă-o încolo de bătă. Uite ce se mărește! Revenim urmărind gaura. Cam așa e prima gaură și intră tubulara perfect pe aici. Acum putem să dăm jos banda adezivă, corect? Da, ați dat like acestui clip? O bune ați dat? Hai să-l montăm întâi pe tot și după aia să-l punem. Mult mai tare și mult mai amuzant să facem noi mașina în fața casei. Dacă nu vă place, puneți-i și o să ducem mașina la cineva și o să o facă el. Doar că tot procesul ăsta de a face mașina mie mi se pare tare. Și știu că bă, a fost munca mea și știu, o să știu eu cât bani chinui la ea. Hai de uite cine zicea că doi proști nu poate să pună eleron? Bă, simetric vorbind le-am dat bine. Că le-am dat prost? Aia e. Hai că iese. Mai încolo un pic. Avem aici 8 șuruburi. Te știu, nu-l agați. Vin cu tarotul ăla. Și să pun un pic de nu cu tarotul ăla, că e mare, cu burtiu. Trebuie să coborăm cu șurubul ăsta puțin. M-am prins, da, gata, știu ce zici. Ba, acum înțeleg de ce cer oamenii bani pe manoperă. Să nu crape, atât îmi doresc. În altă ordine de idei, cât Wiz găurește asta, eu v-aș sugera să vă abonați canalului dacă vreți să fiți la curent cu ce o să facem. Plus că mie mi se pare o serie tare și am și o surpriză foarte mare pentru voi. Bineînțeles pentru voi cei care sunteți abonați la canal. Și dacă încă nu ați dat like, ar fi o idee bună să apăsați pe butonul de like dacă vă place ceea ce fac. Vă prinde. L-a luat? Dar nu te gândești la piciorul meu, mâncați-a și că te las cu toată greutatea.
faci, mă? Pe Mowgli. Abia mă gândi la deget. Ce arde, băga mea și... Bă, cred că plecăm cu șurubul prin asta să mor. Eu mă gândeam să faci așa cu burghiu, știi? Nu prea e. Mai avem bate gheala pe mașina. Nu cred. Se fini. Durează oare să-l învârt cu mâna așa, să apăs pe el? Sună-l pe Daniel și întreabă-l dacă mai are o baterie. Dacă n-ați dat, dați acum like-ul. Am ajuns și eu acasă, l-avem pe tata acolo care caută sculele ca să punem și noi. Spoilerul, n-am mai stat băieți pentru că ați văzut pe vlog că am primit șuruburile mici. Mi-a adus tata o pungă așa de șuruburi. Să-i punem niște silicon pentru etajare la găuri ca să nu curgă apa în portocaș. Ultim siliconul. Nu vreau să dau eu cu siliconul, să dai tot, tu faci toată treaba grea și după aia oamenii pe YouTube o să credă că eu am făcut tot. Și nu știu dacă ați văzut, dar când i-am luat mașina mamei, s-a văzut cred și casa în vlog. Între timp am făcut fațada la ea. Să vedeți vloguri în care construiesc și eu chestii, adică bine, probabil nu o să vedeți cum o să construiesc chestii la casa mea, dar îl avem pe Daniel, tata zbor, care mereu are câte ceva de făcut și poate mă bag și eu pe acolo cu el să mă slugărească un pic. Ce aș face cu Daniel nu s-ar numi muncă, s-ar numi pedeapsă. Momentan o să trească să montăm spoilerul, știu că normal ar trebui să-l vopsim înainte, dar vreau să vă arăt și vouă rezultatul final pentru că încă nu m-am mobilizat, iau și spray la culoare și așa mai departe. Momentan să-l am pe mașină și când e să-l vopsesc, îl dau eu jos la București și îl fac, sau poate îl fac tot aici. Ok, deci întâi montăm asta. Montăm asta, da. Dacă vrei să fii mai sigur, putem să-i băgăm niște silicon. Eu vreau să fie sigur să nu zboare. Ei, pentru că uite atunci dacă desfacem, te desfacem și asta de aici. Nu ajungea șurubul ăsta în partea asta și noi am mai săpat în plastic un pic. Băgăm silicon și aici că, pentru mai multă siguranță. Da, vreau să fie mai tare, vreau să fie mai sigur că nu vreau să zboare. Mi-am adus aminte tocmai ce lucrez la acoperiș. Vreau ceva șaibe pentru acoperiș. Ce spune și de mașină? Fericire, ne ajută și la montajul acestui foliar. Eu zic că e mult mai tare să stăm să o cărpim, să facem noi mașina asta la noi acasă. Ok, bombă. Și putem să folosim șuruburile mari. Ce avem și flexul acolo să tem mașina. Da, mai altceva când ai sculele la tine acasă. Tata cu asta se ocupă cu construcții, cu, nu știu, e omul bun la toate. E exact Daniel Zbâr, doar că nu-i Daniel Zbâr de București, e Daniel Zbâr de Azuga. Dar gen, la fel de bun. Bine, e tata, o să zic că e mai bun, dar Daniel nu te supăra pe mine. Mergi acolo, zici că e mai bun Daniel de la București? Corect, că acolo sunt cu el. Eu, spui că e șarpe. Acum ține mult mai bine decât ce am făcut eu cu Wiz. La 15.000 de like-uri la vlogul ăsta, facem test de durabilitate. Și ce credeți? Ne apucăm cu ăsta. Primul obiect cu care facem test de durabilitate la mașină, luăm și văd eu ce tai pe la aia. Dar cred că e micunealta perfectă. Și n-am văzut-o la zbâr în vloguri. Lăsați în comentarii dacă a folosit zbâr vreun flex în vreun test de durabilitate. Ah, ba da, tăiat un duster. Copiii, folosiți ochelari dacă faceți... Nu faceți așa ceva acasă, de fapt. Odată, în viața asta, învățățelul o să fie mai bun decât maestrul. Gata! Așa, și acum, iată, trebuie să-l punem pe mașină. Amă, da, cu parcă se simte și el, nici joc nu mai are. L-a prins? Stai. Acu. Nu e gaura. Mergi pe gaura acolo, cum o zic eu. E pe gaura? Nu știu, tu ai zis că l-ai avut pe mașină. Da, dar eu nu văd în ce dau. Am băgat și flexul până la urmă. Gata, mă, și cu silicon. Chiar simt că am făcut treaba. Acum, voi dacă ați făcut asta sau dacă vă pricepeți la fizică sau ce am făcut noi aici, de fapt, lăsați în secțiunea de comentarii dacă am făcut bine sau nu. Vere, acum mișc toată mașina cu el. Înainte nu era așa. Până la urmă, hai să vă arăt și vouă cum arată mașina. Acum mai sunt niște detalii din astea în care gen trebuie să o curățăm și așa. Așa se vede. Da, sunt conștient că l-am pus necolorat încă pentru că mi-a dat niște chestii tari cu mașina asta. Eram și nerăbdător sincer să-l pun pe mașină ca să văd și eu cum arată. Așa arată din față. Sunt foarte curios cum o să arate în oglinda retrovizoare, așa că hai să vedem cum o să-l vedem în oglindă mereu în București când o să stăm în trafic fără AC, că mecanic mașina asta e bună, dar am o problemă cu compresorul. Ia uitați-l mă acolo cât de mare și frumos e, Doamne. Wow, de-abia aștept să conduc. Domnul drag, ce culoare să-mi fac mașina în comentarii? Vreau să știți că țin cont de fiecare culoare în parte, de fiecare comentariu și așa mai departe. Vreau să știu ce jante vreți să punem pe mașină. Dacă ați văzut voi o mașină sau dacă ați văzut voi niște jante care vă plac, dați-mi poză cu ele pe Instagram și hai să vedem dacă punem jantele alea sau nu.